Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți comentariul zilei. Alături de mine în studio se află jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin, și bine te-am regăsit! Bună, Oana, bine v-am regăsit! Încă un accident de circulație s-a produs în municipiul Suceava, în zona Nordic. Un accident soldat cu 5 victime. Ai văzut imaginile de la fața locului? Da, am văzut. A trimis viceprimarul Harșovski, din două unghiuri era filmat. Bănesc că-s camerele municipalității. Era 11:23:06, s-a ciocnit o mașină condusă de cineva din Humor cu cineva din Moara. Eu nu știu ce căutau de la Humor la ora aia la Suceava și de la Moara. Erau tineri. Stai la Humor, Moara. Știi? Nu mai știu dacă funcționează discotecile în Suceava. Pentru că... Da, era discotecă joi seară. Ce ai să fii? Da, dar pe vremea mea, Sorine, era discotecă joi seară. Da, era numai joi seară. Nu, dar se circulă, deci, fără, se circulă imprudent. Asta, lucrul ăsta îl vedem cu toții zi de zi și noapte de noapte, dacă ești noaptea. Dar tu ești șoferiță. Tu, când vezi lumina intermitentă, nu ești un pic atent, mai noaptea, da? Nu ești un pic atent, că poate să, putea să fie un pieton acolo. Am văzut ce viteză avea mașina aia de Humor, nu? De la Gura Humorului, care venea pe bulevard. Bineînțeles că, așa cum a zis Cătălina în capul știrii, cred că a fost o culpă comună. Adică și persoana care făcea stânga, Moara care făcea stânga, nu stânga, s-a băgat acolo fără să se asigure și... Adică nu cred că a apreciat bine distanța. Nu cred că și-a dat seama că vine mașina aia din față cu viteză și tu o calci. Adică la 11 noaptea, da, Suceava nu este o metropolă unde să fie furnicar. Nu este orașul care nu doarme, că sunt mai multe orașe din astea. Așa. Orașul care nu doarme. Paris, orașul care nu doarme. New York, orașul care nu doarme. Nu e un oraș din ăla. Da, să mai apare un copil care vine la joacă, mai vine unul beat. Și mai ales că ce, este vara, adică oamenii nu dorm. Mai circulă la ora aia, pentru că am văzut că în scurt timp s-a adunat foarte multă lume la fața locului, semn că sunt pe acolo câteva pizzerii sau ce terase, sunt da. Din astea cu kebab sau ce e acolo. Și s-a adunat multă lume. Deci e lume, așa cum spui tu, vara este. Dar se circulă imprudent. Toți parcă și-au luat șoseaua lor. Parcă e a lor și nu mai ei și nu mai contează așa. Și dă-te la o parte, tu oprește ca să merg eu cu viteză sau eu am de făcut stânga, dă-te la o parte. Și zicea ceva, dar de ce nu funcționează noaptea semafoarele? Și eu, păi, și eu spuneam. Păi, dar de ce să funcționeze? Că stai 90 de secunde la semafor la Mitropolie sau de ce? Când tu ești singur pe stradă? Dar nu era singur pe stradă, erau cel puțin 3 mașini, că ai văzut că s-au ciocnit acolo. Nu, dar dacă... Astea nu le pornești și le dezopornești așa. Adică la 1 noaptea la Mitropolie se spune că e o singură mașină. Stai tu acolo 93 de secunde să treci. De ce? Sunt pentru de acord. Că sunt unii neatenți și că sunt unii impertinenți și că merg așa cu viteză sau de ce? Eu nu vorbesc cam de 1 noapte, dar măcar până la miezul nopții să lași semafoarele. Dar cam de ce? Pe timp de vară? Pentru că erau oamenii... 3 mașini și nu știm să mergem în intersecții sau de ce? Poate erau 5. Nu am fost la fața locului. Dar n-am nu, văzut. Oana, erau 2 mașini din dreapta, una așa și una... Ce era cu graba aia? Te ești asigur dacă nu erau semafoare. Bine, că nu erau și multe mașini. Ce se întâmpla? Nu circula lumea? Se ciocneau toată ziua? Adică nu știm de stânga, de dreapta, nu știm să ne asigurăm, nu știm să frânăm? Sau care e problema? În primul și în primul rând aici problema a fost viteza, că se circula în oraș înainte de miezul nopții cu viteză. Eu m-am săturat să fim ăia că nu mai autorizează, deci nu știe nici primăria, nici ceia care fac semafoare, nici poliția, nimeni nu știe, știm noi cum se face, că de ce n-a făcut aia. Dar uite mă pe unde mergi, dacă am care vreți, adică dacă s-ar putea pentru fiecare să fie făcut cum vrea el. Nu? N-ar fi rău. Așa, pupăm în fund, deci trebuie pupați în fund cetățenii care așa, pentru că ei sunt sfinți. Nu, așa, dar, și ei lați greșesc, vorbim, nu cetățenii. Vorbim despre cazul acesta punctual, dar sunt alte situații. În care ce? Stai că-ți spun acum, mergi de exemplu spre Moara așa. Și este o zonă destul de aglomerată acolo unde oamenii se deplasează pe șosea. Așa. Nu sunt nici măcar trotuare pe timp de noapte, chiar este o problemă acolo să te deplasezi. Deci și infrastructura contează în ceea ce privește siguranța rutieră și mai contează și semafoarele. Vrei, nu vrei, sporesc gradul de siguranță. Dacă n-ar spori gradul de siguranță, da, bine, de nu le mai folosim deloc și gata. Nu despre asta vorbeam. Pune, să pună semafor și la bancă. De ce nu pune acolo?
Unde la bancă? În... Păi e singurul loc, adică mai e la Areni, la Policlinică și la bancă, pe bulevardul principal, unde n-ai semafor. Și acolo se circulă așa, se trece strada, câte unul trece, mai câte doi. De ce nu pune semafor? Primăria are un proiect în momentul în care... Dar să pune semafor, eu sunt pentru semafoare. Dar dacă ai semafor și intermitent, ia naibii și te uite acolo. De ce crezi că îți clipește lumina aia? Ca să mergi tu cu viteză, să nu te asiguri sau de ce? Asta este altceva. Deci tu ești împotriva prelungirii programului pentru semafoare pe timp de vară. Cum e programul făcut, așa e. Deci tu te ieși și te conformezi. Nu vii pe urmă să-mi explici mie că dacă era semafor, dacă mergea, nu se întâmpla. Nu. Ăla e programul, e lumină intermitentă. Ce faci la lumină intermitentă? Faci aia. Fă aia, mă. Fă una pe aia. Ce tot atâta discutăm? Că ăla e vinovat, ăla e vinovat. Nu sunt ăștia vinovați care se ciocnesc, e ălalalt vinovat. Cum vine asta? Dar poate e culpă comună. Da. Autorități, triplă, șoferi. Da, da. Autorități, șoferi, nu? Nu putem da, să... Nu mai pot cu cetățeneștile astea unde toți se pricep și știu ei toți și ăla e vinovat, ei nu-s vinovați. Da, hai să mai discutăm despre o altă cetățenească acum. Este vorba despre o situație din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, pe aleea Dumbrăvii, care are o lungime de 2,4 km. La intrare pe alee ai o stație de autobuz, iar peste un kilometru și jumătate mai ai o stație de autobuz. În mijloc, la o distanță aproape egală de cele două stații, mai era o stație pe care primăria a desființat-o anul trecut. În zonă locuiesc și persoane în vârstă, oameni care, nu știu, sunt octogenari, am stat de vorbă cu unii dintre ei, care au și probleme de sănătate și care i-au cerut primăriei, care n-au voie să conducă mașini, atenție, și acesta este un element important din cauza afecțiunilor pe care le au și care se bazează doar pe transportul în comun. S-a desființat, primăria a decis să desființeze stația de la jumătatea drumului. Așa. Și acum cei de acolo se plâng că trebuie să parcurgă o distanță mult prea mare până la prima stație de autobuz. Și au transmis petiții primăriei Suceava ca să reînființeze stația. Primăria ce a făcut? A mutat stația într-o primă fază, după care au desființat-o pentru că a spus că nu poate să obțină avizul de la poliție pentru a, sau poliția nu poate să acorde avizul pentru că zona nu este sigură din punct de vedere rutier. Oamenii totuși au rămas fără stație și cer primăriei să găsească o soluție în așa fel încât să nu fie nici ei lăsați să stea numai pe acasă. Mai au și ei treburi prin oraș. Da. De rezolvat, nu? Da, e o problemă asta, într-adevăr. Dar nu poate să scobească primăria cu un excavator să facă o bortă acolo și să facă așa un intrân să tragă autobuzul? E așa greu? Păi nu, că e cumpărat terenul și pe o parte și pe alta nu prea deci ai teren. E proprietar acolo? E proprietar, da. Și anterior, stația, cea care s-a desființat, era în poarta unei fabrici. Așa, și? Și au mutat-o din poarta unei fabrici la vreo 50 de metri distanță și au desființat-o după aia cu tot. Păi să o mute mai, dar ce, fix într-un punct fix, adică nu e o abatere, tot pământul ăla e cumpărat de altcineva sau cum? Sorine, nu știu dacă primăria are posibilitatea să facă ceea ce spui tu, să investească. Bănuiesc eu. Eu cred că e un loc unde poți face o bort, să te bage să mai, auzi niște... Deci aia e problema, că nu găsesc un loc să sape un pic cu buldozerul și să facă un intrând, nu? Poate asta este problema primăriei. Problema oamenilor este că sunt în vârstă, nici nu pot să conducă mașini și sunt... Dar cum să o rezolvăm? Hai că o rezolvăm acum, da. Așa. Deci trebuie găsit locul ăla unde să facă un intrând, ce n-ai băi de o stație de autobuz. Dar eu nu știu de ce e așa agitat. Să oprească autobuzul acolo, să pună un par, nu mai trebuie să facă intrând, pentru că sunt stații în municipiul Suceava, unde vin cetățenii și opresc mașina acolo. Și autobuzul nu are unde să intre. Adică degeaba ai stație. Și el stă tot, autobuzul stă în drum. Adică orică îi faci stație și e ocupată de mașini de la cetățeni, care stau pe avarii, cică. Eu când văd că pe avarii... Așa și ocupă stația și autobuz stă pe lângă stație, din drum. Aici de ce n-ar face așa? Ce discuție asta? Cu atât mai mult cu cât... Să fie așa la mica înțelegere, știi? La mica înțelegere este și acum, din când în când, câte un șofer care e... A, e de plin de șoferul care e de serviciu, exact, mai are un bunic pe acasă, mai oprește
autobuzul și mai coboară pensionarul, dar sunt unii care nu fac lucrul acesta, chiar dacă sunt solicitați, da, chiar dacă sunt rugați de pensionare. Cred că până la urmă această problemă care, na, pentru unii oameni care stau acolo spui că sunt în vârstă, normal. Bă, da, chiar trebuie să fie asta la televizor, adică nu se poate rezolva, eu nu înțeleg. Păi vreau să mai subliniez ceva. Înainte să ajungă la televizor subiectul acesta, cum spui tu, oamenii s-au adresat în mai multe rânduri primăriei municipiului Suceava, dar și poliției. Deci și noi suntem cumva explicații? Ultima speranță. Bun, și care sunt, adică ce zice poliția? Poliția ce zice spune primăria? Că nu poate să dea aviz pentru... Doare pentru... mâna, mă doare pe mine, nu pot să semneze. Ci că nu poate să oprească autobuzul în condiții de siguranță acolo. Nu. Bun, este și nu... Și nu vorbesc, adică poliția, primăria, hai mă, oameni buni, să face, domnul polițist, ce trebuie să facem? Faceți o bortă acolo, așa și... Adică de ce dacă nu discută? Dacă era ușor de rezolvat, păi oamenii nu ajungeau de ce ar fi la greu, televiziune. Nu, dar de ce ar fi greu? Eu asta nu înțeleg. Crezi că nu există voință? Cred că există manfișism, adică e doar în cot. Nu? Nu, adică, nu că... Deci voință, mă, parcă ai avea de făcut burja la arab. Dar nu, ai de făcut o bortă, o breșă. Pentru un autobuz de mici dimensiuni, atenție, da, că nu circulă deci, pe două. Cât e masa asta, autobuzul ăla e cât masa asta, bine, da. Un pic mai mare. Și tu trebuie să sapi în interior, să te duci în interior un metru. Dar despre ce vorbim aici? Da, nu știu, sună foarte simplu, dar uite că totuși e complicat. Da. Oamenii se chinuie eu de mai bine de jumătate de an. Eu zic că până la urmă s-or găsi niște, eu cred că trebuie niște profesori universitari. Un studiu de prefezabilitate, fezabilitate și o comisie tehnică, după aceea, ca la Parcul Șipote, societatea civilă trebuie să spună... Societatea civilă a spus. Vrea... A, societatea așa, civilă a spus. A spus, acum, comisia tehnică formată din specialiști ar trebui să se întrunească, să meargă la fața locului, să găsească cei 5 metri lungime de drum în care să sape adâncul metru ca să aibă unde trage. Hai, o trăboanță. 1,25 m ca să încapă și bordurile. Așa, da? 1,25 m. Deci o comisie tehnică la fața locului acolo. Dar, pe de altă parte, ai zis așa că e stația la 1,5 km? Cam așa, de la prima la cealaltă, cam 1,5 km. Da, da. Și în alte părți mergem mult. Da, Sorin, așa este. Și inițial și eu am avut aceleași gânduri, dar mergând la fața locului și sunt de vorbă cu oamenii de acolo, mi-am dat seama că au dreptate. Mulți dintre ei sunt pensionari, sunt în vârstă, nu se pot deplasa și, și mi-a mai plăcut încă un lucru, că au fost foarte sinceri și au spus, dom'le, noi vrem să conducem mașina, dar nu putem, pentru că afecțiunile pe care le avem noi nu ne mai permit să ne urcăm la volan. Da, chiar... Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt și foarte responsabili oamenii aceștia. Că sunt alții care au probleme și se urcă la volan. Oana, te râi de lumea subiectul ăsta. Eu am tratat subiectul nu, dar și... Nu că te râi de lumea pe tine. Stai așa, adică vine cineva din Pașcani, să spun. Așa, și se uite la televizor. Se uite la televizor, dai, hai să vedem ce se întâmplă la Suceava. Suceava, care este... Investiții de milioane de euro. Suceava, cu peisaje, mănăstiri. Suceava, proiecte de apă, canal, 30 de milioane, PNRR, școli, adică discuții din astea unde apare despre Suceava. Sau forumul economic. E forumul economic de la Suceava, Universitatea Ștefan ce Mare din Suceava. Hora Bucovinei, intelectual, Bucovina, da, îndată e congresul istoricilor, bă, grele, bă, și se uită oameni să vadă și ei. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Și văd doi, tu și eu, discutând 10 minute despre o bortă care trebuie făcută un metru de șanț de naiba de tăiat o bucată de drum ca să intre o tărăboanță să urce lumea. Da, să știi că mie nu-mi pare rău că am acoperit subiectul acesta, adică l-am acoperit, l-am tratat. Prima că dată l-ai descoperit și l-am acoperit. Da, da, nu îmi pare rău pentru că mie îmi place să stau de vorbă cu cetățenii și îmi place să merg în teren. Nu, dar cât de jos zburăm, eu asta spun. Zburăm jos. Înțeleg, dar și problemele acestor oameni contează foarte mult. Și dar n-am zis că nu contează. Probleme. Nu, înțeleg ce vrei să spui. Adică ce am ajuns să discutăm, eu zic că puteau unul la primărie și unul la poliție, meargă acolo și îl cheamă pe Nea Grigori. Vine mă cu târnăcopul ăla în coa.
Ce ești? Sapa aici, dă-i două tânăvacu. Uite, dacă ajută... Lua un roabă, aducea și aia e. Au probleme, nu știu, poate cu lipsa de personal. Se confruntă cu lipsa de personal. Cine uite, se confruntă cu lipsa de personal? Cei de la primărie, poate nu găsesc constructori. Măi, iau și pun și eu mâna pe lopată. Dacă trebuie, trebuie. Vin și eu. Dacă... Da, e complicat. Trebuie autorizație, trebuie comisia tehnică. Da, Sorin, eu sper totuși să se rezolve această problemă. Mulțumesc. Și eu. Da, mulțumesc, Sorin, pentru această discuție.